Indemnizațiile de maternitate, dar și concediile pentru mămici pe plan global sunt mult mai mici comparativ cu cele de pe bătrânul continent. Potrivit studiului realizat de compania Mercer, liderul mondial în consultanță de resurse umane, cele mai generoase cu viitoarele și proaspetele mame, cu unele excepții, sunt țările din Uniunea Europeană. Cercetarea s-a bazat pe analiza beneficiilor oferite mămicilor în timpul concediului de maternitate în peste 60 de țări ale lumii. În comunitatea europeană, concediul de maternitate are o durată minimă de 20 de săptămâni, iar indemnizația variază de la o țară la alta. Deosebit de generoase cu mamele sunt țările nordice. Suedia oferă cel mai mare concediu dintre toate țările lumii, 96 de săptămâni. Urmează Danemarca cu 50 de săptămâni, Italia cu 47 și Finlanda cu 44 de săptămâni de concediu. Absolut surprinzător la coada clasamentului este Marea Britanie. Deși de peste 10 ani tot încearcă să aplice politici mai favorabile pentru familii, aceasta oferă cele mai puține săptămâni de îngrijire a copilului, dar și cele mai mici indemnizații din Uniunea Europeană. Alături de Regatul Unit se poziționează și cea mai bogată țară din Europa, Luxemburgul, unde situația în acest domeniu este comparabilă cu cea din Grecia și Belgia, care stau alături în coada clasamentului. Chiar și așa, situația femeilor cu copii mici din Marea Britanie este mult mai bună decât cea a mămicilor din celelalte țări anglofone. Statele Unite ale Americii, de exemplu, nu oferă niciun fel de indemnizație pentru proaspetele mămici, iar concediul de maternitate este foarte scurt. Cu totul altfel stau lucrurile în Germania. Aici, statul transferă lunar câte 178 de euro de la nașterea copilului până la vârsta de 18 ani. Timp de un an de zile, părintele care stă acasă cu copilul primește de la stat o indemnizație în mărime de cel puțin 67% din salariul său, dar nu mai mult de 1800 de euro. În plus, angajatorul îi plătește mamei salariul integral timp de 6 săptămâni până la naștere și încă 8 săptămâni după nașterea copilului. În Franța, pentru orice copil care urmează să se nască, statul oferă o primă de 912 euro, dar și o alocație de 184 de euro lunar, timp de 3 ani. Și asta indiferent dacă stai sau nu cu copilul acasă. La primul copil, concediul de maternitate prenatal și postnatal este de 16 săptămâni. Pentru mămicile care au deja 2 copii sub supraveghere și îl așteaptă pe al treilea, concediul este de 26 de săptămâni. Cel mai generos concediu de maternitate îl au mămicile care așteaptă gemeni, 34 de săptămâni. Interesant este și faptul că indemnizațiile zilnice sunt vărsate la fiecare 14 zile pe toată durata concediului, fiind luate în calcul și sâmbetele și duminicile. Minimul indemnizației garantat de stat pentru părinții care nu au lucrat înainte de concediul de îngrijire a copilului este de 184 de euro lunar.